Salutare! În presa din România a apărut știrea preluată de fiecare dată din presa occidentală, cum că un bărbat din Boston a fost refuzat un transplant de cord pentru că nu era vaccinat anti-COVID. Familia bărbatului a zis că asta nu e doar o problemă politică și că oamenii ar trebui să fie de ales, să aibă de ales. Mama individului spune că fiul nu e împotriva vaccinărilor, a făcut alte imunizări în trecut, dar a fost diagnosticat cu fibrație arterială. Un ritm cardiac neregulat și adesea rapid și este îngrijorat cu privire la efectele secundare ale vaccinului. Reprezentanții spitalului au refuzat să comenteze cazul personal, dar au spus că vaccinul este una dintre numeroasele imunizări necesare în majoritatea programelor de transplant din SUA și inclusiv vaccinul antigripal și vaccinurile împotriva hepatitei B, pe care am înțeles că acest domn le are. Spitalul a precizat că cercetările au arătat că cei care sunt supuși unui transplant prezintă un risc mai mare decât pacienții fără transplant de a muri din cauza COVID-19. Din păcate, nu discutăm de primul caz de acest gen și e păcat că în presa românească nu și-a făcut simțită prezența și cel de-al doilea caz despre care aș fi vrut să vorbim. Shamgar Connors, un om de 42 de ani, suferă de o boală terminală de rinichi, glomeruloscleroză. Stai, nu cred că i-am spus calmea, glomeruloscleroză focal segmentală în stadiu 5, care este o boală rară și foarte periculoasă. În clipa de față, el poate să își mențină funcțional rinichii pe care îi are, dar are nevoie de dializă aproape constant. Fără un transplant, rinichii lui vor urma să nu mai funcționeze pe termen lung. Connor este pe lista de transplant, dar are statusul inactiv și în discuție, el a înregistrat o discuție pe care a avut-o cu coordonatorul de transplant de la spitalul din University of Virginia, unde este arondat să îi se facă transplantul respectiv. Și discuția curge cam așa. Doctorul îi spune: sunteți pe listă, dar nu aveți statusul activ, pentru că trebuie să rezolvăm aceste formalități. Deci ca să fiți activat pe listă, aveți nevoie să vă faceți vaccinul. Sunteți dispus să faceți vaccinul? Connors nu răspunde, la care doctorul îl întreabă: deci nu vreți să mergeți mai departe? Connor răspunde că ar fi preferat să moară de boala pe care o are. Care doctorul îi răspunde: ok, asta este o intersecție pe care o evaluați, pentru că eu nu pot să... Se bâlbâie, doctor, citez din transcript. Nu va fi nicio excepție de la regulă. Știința este foarte clară despre vaccin. Și am văzut foarte multă lume care a murit de COVID, așa că noi cerem vaccinul. Doctorul i-a spus, Connor i-a spus doctorului că poate să-i arate o grămadă de rapoarte care documentează tot felul de probleme legate de vaccin, dar doctorul îi spune că faptul că tu ești îngrijorat nu e de ajuns ca să primești o excepție. Și conversația se încheie foarte rece în felul următor. Doctorul întreabă: deci care este dorința noastră în acest punct? Vreți să rămâneți inactiv pe listă și să vedem ce se mai întâmplă? Sau vreți să vă închidem evaluarea și să vă scoatem pe listă? Sau ce ați prefera să facem? Connor răspunde că da, ar prefera să rămână inactiv pe listă decât să fie scos, evident. Mi se explică că el era pe lista de transplant deja de 3 ani și cu statusul de inactiv, el activându-se în momentul în care a început să aibă nevoie de dializă ca să trăiască. I-a avut boala asta de rinichi toată viața lui, are toate vaccinurile, nu are nicio problemă cu vaccinarea ca un concept. Alex, ce părere ai de uite ce situația părere asta încurcată? Părerea mea este că eu voiam să zic niște lucruri extraordinare, frumoase, teoretice despre cum asta e o piață între niște părți și piața asta trebuie apărată de indivizii interesați sau chiar niște oameni angajați de ei să apere libertatea acestei piețe, că statul n-are nicio treabă să se bage între schimburi libere între oameni, să găsesc donatorii cu primitorii. Dar după ce am ascultat pe tine acum, vreau să zic alte lucruri. Vreau să zic că așteptarea noastră despre medici și felul ăsta în care povestim că s-a împărțit societatea în două se întâmplă, iată, și la medici. Deci ai medici care vor să rezolve probleme,
care țin de jurământul lui Hipocrate și ai medici care nu mai sunt oameni, sunt mai roboți, așa, nu se știe ce cu ei, care vor să țină cu dinții de niște reguli. Și atunci o soluție la genul ăsta de probleme este când nu mai ai resurse, te apuci să-ți faci niște resurse noi. Ar trebui găsiți acești medici care nici nu trebuie să fie libertarieni până una alta, ci să vrea să-și facă meseria, să nu fie animăluțe și să rezolve probleme medicale și să nu mai facă politică, să nu se mai țină de reglementările idiote puse politic, iată, adică în interesele unora, pentru că nu o să rezolvi cu politica interesele tuturor, degeaba pretind ei. Și, în fine, poziția libertariană aici se repetă într-un fel. Dacă nu avem resurse, trebuie să ni le facem și asta înseamnă, iată, niște medici care chiar ar executa serviciile astea, în afară de situația în care personal au obiecții treaba lor. Nu ne opunem la chestia asta. Da, uite, mă uitam la, și asta e tot pentru tine, aș vrea să continui. Mă uitam astăzi că inițial când am primit știrea, nu știu ce, ok, pe spitale private, totul e privat acolo, nu e nicio problemă, nu e nicio încălcare. Și totuși mă uitam, transplantarea de organe, atât în Statele Unite, cât presupun că și în restul lumii, adică dacă nici în Statele Unite nu se face altfel, sigur în restul lumii nu se face la un nivel mai privat, este vorba de un program național de colectare și coordonare și găsirea donatorilor. Lista asta despre care am vorbit mai devreme este și ea menținută tot la fel la un nivel național. Acum nu știu dacă... De stat și nu de stat la nivel statal, cum mai în Statele Unite, 50 de state Corect, unite. La nivel federal. La nivel federal, la nivel național. Deci și regulile de care spui vin de acolo, nu de la alte nivele. Și aici se pune problema pe care o auzi în jurul ăstora, care spun, domne, noi dăm organele. Adică, uite, dacă te uiți pe site-ul național, spun că cele mai importante chestii pentru transplantul de inimă este în felul următor. Să fii aproape, că inima nu supraviețuiește mai mult de 6 ore după deces, și să fie relativ de aceeași mărime și cu persoanele între ele, pentru că trebuie să încapă. Și o altă chestie pe care să... Bine, astea sunt regulile generale, știi, atunci când vrei să vezi o... Nu sunt regulile itemizate. Sunt așa. Și o altă chestie e că se acordă într-adevăr prioritate copiilor. Uite, mă întrebam exact la chestia asta. Cum ar fi libertarian? Și aici dacă poți să intri și tu, Costel, dacă îți vine ideea. Cum ar fi libertarian corect să elaborezi niște criterii din astea vis-a-vis de donarea de organe? Adică, ok, excludem donarea directă în care cei doi se cunosc, da? Și că, ok, în al doilea caz să zicem că poți să-i donezi cuiva un rinichi pe care îl cunoști și tu să-ți continui viața fără nicio problemă, dar inima e mai greu să o donezi, da? Deci, de asta tindem să fim mai atașați. Dar care ar fi regula, că el practic de asta este refuzat acum, amândoi de asta sunt refuzați și trecuți în activ, pentru că ei nu se supun regulilor determinate de stat, care iau în calcul și acest vaccin. Cum ar fi libertarian ok să le facem? Cel mai mult prospect de viață, cel mai mult, nu știu, cea mai multă credință în zeul pieței, în Dumnezeu, cea mai multă, habar n-am, lungime de păr? Sau primul venit, primul servit? Poate să fie și al doilea. Contează înțelegerea între donator și spital. Dacă ar fi stipulat donatorul asta că nu dai la nevaccinați, ar fi perfect ok juridic din punct de vedere libertarian. Totuși avantajul sistemului libertarian e că ai competiție și că sunt și spitale în care ar da și nevaccinaților, nu doar vaccinaților. Seamănă cu problema măștile acum. Una e să le obligi pe toate și una e să le lași la latitudinea lor. Și poate unele hipermarketuri cer mască, poate unele nu cer. Așa cum știm oamenii, e posibil ca... Bine, depinde și de preferințele culturale, dar cel puțin în România te gândești că și hipermarketul ăsta sclifosite, gen Kaufland, nu cereau masca la început. Sclifosite și conformiste. Deci preferau ca oamenii să nu poarte mască. Deci piața liberă ar avea avantajul ăsta că nu îți oferă și alternativa asta.
să ai spitale în care care dau și nevaccinaților. Deci contează ce contează contează ce decid actorii schimbului. Cine sunt actorii schimbului? Păi donator și spital. Donatorul bine, poate avea și o preferință gen decideți voi. Se spală pe mâini voi sau poate să imprime o preferință. O dați la copii, o dați la nu știu ce, o dați la pasionații de patinaj. Aici, cum bine ai amintit și tu, regulile sunt coercitive, adică ai un stat care intervine în schimbul, nu decid spitalele. Cele două spitale care erau private nu au decis ele regula asta. Sau nu știm sigur dacă așa ar fi fost. Poate n-ar fi ales asta cu vaccinare. Dar statul intervine aici într-un schimb. Că tot vorbim de donare de organe și aici trebuie amintit principiul ăsta libertarian al proprietății asupra corpului. E un principiu fundă, e piatră de temelie libertarianism, că omul e proprietar asupra propriului corp. Deci poate să doneze orice. Poziția mea este și mai agnostică, să zicem. Deci ai oameni care vor, în caz de deces, să își doneze organele. Asta e o parte. După aia ai oameni care au nevoie de așa. Între ei trebuie să se întâlnească. Nu, ai o piață. Piața acum e făcută de programele astea de stat. Da? Întâlnirea între cerere și ofertă poate fi foarte bine făcută privat prin anunțuri la micul ziar. Da? Cum e? Mica publicitate. Poți să spui că nu respectă criteriul ăla de rapiditate și tra-la. Exact, că durează. Mica publicitate poate fi și online, poate fi și o bază de date centralizate, dar poate fi și managuită privat. Poate să fie mai multe baze de date centralizate, concurente, și după care comunică între ele, eventual. Exact, eventual comunică între ele, au prețuri între ele sau nu. Poate sunt oameni care vor să la nivel de donații. Exact. Mulți o să vrea să facă un bine și atunci prețul o să fie zero. După aia ai niște executanți. Da? În cazul ăsta spitalul. Sau două spitale, unul preia, duce la celălalt face operația. Din nou, dacă ai o piață liberă, tu ți-ai găsit organul, ai vorbit deja cu spitalul tău zice: "Nu-ți fac, că n-ai vaccin." Ok, atunci mă duc la alt spital care nu cere vaccin. Ai o piață liberă, granulară, foarte, foarte sănătoasă. Mai ai niște probleme pe lume cu unii care fac abuzuri. Și atunci trebuie să te aperi de acești abuzatori. În cazul ăsta mi se pare că statul este un mare abuzator. Oamenii de obicei își imaginează că statul face ce le place lor. E deschis, ține ușile deschise. Dar atunci când te apucă și îți închide o ușă din asta, uite cu vaccinul, atunci ți-o și trântește în față. Și la revedere, o și încuie de două ori. Și apărarea de abuzurile alea, la fel de bine poate fi făcută privat de niște ONG-uri, de niște asociații de oameni care cred că o să aibă nevoie. Nici nu contează, nu ne dăm cu părerea fix care ar fi soluția. Oamenii care au nevoie de așa ceva pot să găsească probabil niște soluții mai bune. Costel. Avem următoarea problemă, da? Sau una scurtă pe care cred că putem fi toți de acord. Nimeni nu are dreptul la organele altuia. Corect? Yes. Corect, ok. Dar uite, avem justificarea asta venită din partea statului. O parte pe care n-am citit-o din știrea precedentă. Este preluată într-un alt ziar. Eu am citit din ProTV, dar alții au preluat de la alte surse. Și avem și o despicare mai pe largă a situației. Omul ăsta cu care are nevoie de inimă, lui se cere vaccinul COVID. Pentru că îi se spune că în situația post-transplant, el va avea nevoie de imunitatea scăzută, da. El va avea nu imunitate, deci post-transplant primești tot felul de imunosupresoare, pentru că corpul tău îți identifică organul inițial, îți identifică organul transplantat ca fiind unul străin și tinde să creeze anticorpi împotriva lui. Astfel încât tot sistemul imunitar este complet suprimat în perioada post-transplant. Practic și o răceală poate să te omoare pentru că tu nu mai ai cum să te lupți împotriva ei. Omul ăsta a încercat să justifice faptul că el a făcut COVID. Acum, recent, înainte să fie refuzat, a făcut, trecut prin boală, așa. Și doctorul îi răspunde oarecum, la fel cum și în celălalt caz am văzut un răspuns al doctorului care ne-a blocat puțin mintea. Răspunde că da, dar el n-are de unde să știe dacă nu cumva a făcut Delta.
Și acum circulă Omicronul, care este mult mai contagios și de asta are nevoie de vaccin. În condițiile care toate companiile au anunțat că ei fac vaccin nou pentru Omicron, disponibil mai din vară, mai din primăvară, e acum în teste. Deci orice vaccin ar face el acum nu este pentru Omicron, sau cel puțin companiile Sfânta Trinitate, da, producătoare de vaccinuri, a spus că ei nu au așa ceva și știu că vaccinul lor nu previne nici infectarea și se pare că nici spitalizarea. Cum îți explici că doctorii respectivi, nu știu, sunt în stare să spună o chestie de genul ăsta așa, ignorând știința, de exemplu, ca să... Ei poți apăra spunând că are oarecare eficacitate și împotriva Omicron, chiar și la făcut în plan. Altă chestie e că sunt salesmen, sunt aceste vânzări, deci e alt target, n-am intrat în boala ta. Am un plafon de vânzări și normal că trebuie lichidat stocul. Da, eu cred că nu mai sunt medici complici oamenii ăștia. Sunt în mare parte birocrați, nu? Pentru că au ajuns să depindă de un sistem de stat pentru a-și face treaba. Chiar și acolo. Și etatismul e, uite cum zicea Mihai Tănăsuică, și etatismul te malformează, te deformează, știi? Uh-huh. Așa cum deformează portocale, păi așa deformează și serviciile medicale. Deci își pun amprenta faptul că nu ai sistemul ăsta de profit și pierdere în care tu să pierzi. Dacă tu faci o chestie de asta, să simți imediat că spitalul ăla e terminat. Sau nu personal, îl de afară. Nu se întâmplă asta, nu. Ca Arafat, stă forever. Nu există sancțiuni, nu există întristare, știi, să plătești pentru. Și atunci they lie with impunity. E și bine oamenilor că susțin sistemul. Ce să le fac? Uite, au de suferit. Deci nu e o chestie așa. Chiar au de suferit. Da. Și imaginează o lume altfel. Se simt, poate că se simt parte dintr-un viitor special, foarte artificial, așa. Meta. Le place lor. Da, exact. Un meta viitor. Păi, sistemul medical are dimensiunea asta meta, știi, că te trece dincolo. În special asta de statele. Pe vremuri, când aveam parte de niște televiziune bună, era un serial numit Dr. House. Și într-un episod din serialul ăla e exact un caz foarte, foarte similar, de care mi-a adus aminte situația asta. Un bătrân ajunge să fie nevoie, să aibă nevoie, datorită unei condiții pe care a contractat-o, de un transplant de inimă. Fiind foarte bătrân, șansele lui de a ajunge să primească inima respectivă erau relativ minime. Și atunci eroul serialului caută găsește cazul unei paciente care decedează sau, mă rog, da, ajunge moarte cerebrală din cauza unui accident de mașină, ea fiind înregistrată ca donator. Și însă pacienta fiind supraponderală și având în momentul accidentului, fiind plângându-se de o mică febră în dimineața respectivă, House are o intuiție că va fi rejectată, pentru că ne spune el conceptul ăsta de sistemul de transplant din Statele Unite rejectează enorm de multe organe care teoretic ar putea fi folosite. Dar ei, așa cum un sistem de stat își permite, pentru că nu funcționează pe baza unei profit și pierdere, să selecteze la drastic, la modul cel mai drastic, pentru că în fond nu mor selectorii de organe. Și ajunge, vede ședința Comitetului de Transplant. Comitetul de Transplant spune că rejectează cazul. După care el intră pe fir și încearcă să convingă soțul femeii să aprobe un transplant direct de la persoană la persoană, el fiind în momentul ăla persoana cu proxiu medical pentru femeia respectivă, să îl convingă că, domne, ea nu mai poate fi salvată, a murit, dacă o scoatem de pe aparate, urmează să moară. Dar ea și-ar fi dorit să doneze, să poată salveze pe cineva cu organele ei. Statul nu a fost de acord cu stilul ei de viață, astfel încât nu vrea să îi dea dorința, dar în privat, în paralel, ar putea să îndeplinească dorința respectivei femei. Și mă rog,
povestea curge, până la urmă reușește, trebuie să șantajeze un chirurg care să execute transplantul, povești de televiziune. Dar ce mi se pare interesant este exact asta. Felul în care a fost prezentată situația acolo era că dorința persoanei respective de a salva pe cineva, dorința cuiva de a fi salvat, fuseseră întrerupte de birocratul statului și totuși forțate în privat. Eu mă întreb, oare câți oameni care, din păcate, au decedat și s-au înscris în registrul acela de donare a organelor, ar fi fost de acord cu ideea ca un birocrat să refuze transplantul vieților în viața altuia pentru că motive. Dacă vă place ce ați ascultat, butonul de like se găsește un pic mai jos, butonul de subscribe vă ajută să ne vedeți din nou dacă vi se face dor de noi. Dacă nu vă place ce ne ascultați sau vreți să completați ceva, să vă dați cu părerea, aveți ocazia în comentarii. De asemenea, dacă credeți că cineva poate să beneficieze de pe urma celor ce s-au discutat aici, faceți uz de funcția de share și puteți să ne distribuiți pe oriunde credeți că e cazul. Pentru Costel Savarache și Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.